Adi, felicitări, o seară minunată, o seară perfectă. Ai făcut fericit pe rapidiști. Da, mă bucur în primul rând pentru victoria echipei și faptul că am făcut suporterii fericiți. Într-adevăr, a fost o seară fantastică pentru Rapid. Trebuie să rămânem cu cearele pe pământ și să continuăm pe drumul acesta. Te așteptai să pară tot atât de ușor? Adică, un timp de tribune, a apărut meci foarte ușor. Bine. N-a fost un meci ușor deloc. Au făcut băieții să pară ușor pentru că au avut și au respectat sarcinile tactice, au avut atitudinea care trebuie și au făcut să pară ușor. Dar meciul a fost destul de greu, iar în fața mea o echipă bună. Pe cine ai remarcat? Întreaga echipă. Cred că toți am jucat bine. Și după aia cei care au marcat nu se evidențiez niciodată pentru că spatele lor e munca întregii echipe. Suntem pe primul loc în play-out, acum urmează peste o săptămână un meci foarte greu la Arad. Trebuie să ne menținem pe primul loc și după acel meci? Sperăm, lupta e deschis acolo pentru primele locuri. Deci am luat în seara asta trei puncte importante, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să continuăm să muncim. Cum ai descrie în două, trei cuvinte atmosfera din această seară? Într-unul, fantastic.